Bine m-ar găsi, prietene, numele meu este Bocovici Florin, iar astăzi la Gadget Talk România vom avea ocazia să despachetăm modelul de smartphone G-Smart Ray R3. Este un produs nou lansat de cei de la Gigabyte la sfârșitul lunii martie, pe 3 31. Este practic un telefon accesibil. Aceasta este cutia în care vine smartphone-ul. Haideți să vorbim un pic despre specificațiile lui înainte de a-l despacheta. Telefonul este un dual SIM, vine cu un procesor dual core de 1,3 GHz, este un MediaTek. Sistemul de operare este Android Jelly Bean 4.2, are un ecran cu o diagonală de 4,5 inch, este un IPS, are 4 GB memorie internă și 1 GB de RAM, beneficiază de conectivitate HSPA+, are o cameră foto principală de 8 megapixeli și o baterie de 1800 mAh. Haideți să-l despachetăm să vedem ce avem înăuntru și cum arată acest dispozitiv. Pare că n-am reușit să tai camera. Să mai încercăm o dată. Foarte bine sigilat. Iată telefonul. O să-l pun un pic deoparte și să vedem ce mai avem în această cutie, după care o să aruncăm o privire și pe telefon. Foarte mult ambalaj și este foarte bine împachetat. Aici avem o folie, un accesoriu oferit în plus de cei de la G-Smart pentru acest telefon. Aici avem căștile, o pereche de căști standard. Cablul USB, micro USB, cu ajutorul căruia încărcăm telefonul la priză 220 cu acest adaptor. Aici avem bateria de 1800 mAh. Apoi avem un ghid de utilizare. Garanția și un ghid rapid. Cam atât în cutie, haideți să vedem și telefonul. Iată-l. Destul de frumușel. Este un telefon cu un design minimalist. Are pe spate logo-ul G-Smart, sus camera de 1 megapixel, jos un difuzor. Pe părțile laterale avem butoane de volum. Parte de sus jack-ul audio și mufa micro USB, când încărcăm telefonul. Pe cealaltă parte butonul de power. Iar în partea de jos nu avem nimic. Haideți să-l desfacem ca să pot să montăm bateria și să-l prindem. Să punem să văd pe unde aici. Așa. Ok. Haideți să-l pornim. Să dăm folia jos ca să vedem cât mai bine ecranul. Spuneam că rulează sistemul de operare Android 4.2 Jelly Bean. Telefonul este deja disponibil pe piața din România. Îl veți găsi în magazine de retail. Aveți jos în descriere câteva linkuri de la magazine de la care puteți să-l achiziționați. În zilele următoare vom publica și un review pe site despre acest smartphone cu toate detalii tehnice, inclusiv testele de benchmark și cum se descurcă el în modul gaming, în jocuri. Așteptăm să buteze, văd că deocamdată întârzie. Butoanele sunt on-screen probabil, pentru că nu văd nimic în partea de jos, nu văd niciun buton, deci spuneam că are un design foarte minimalist. Finisajul carcasei este un finisaj mat, din plastic, un material plastic bine finisat. Dar încă nu a pornit, nu știu care-i treaba. Acum au apărut și aceste butoane capacitive, deci sunt iluminate LED. Nu s-a văzut până nu a butat telefonul. Da, iată interfața grafică. Acela de la Gigabyte.
este apropiată de cea stock Android. Haideți să vă arăt și sistemul de operare. Da, Android 4.2.2. Sper că se vede la camera. Aceasta a fost despachetarea smartphone-ului G Smart Ray R3. Mai multe detalii despre ele în zilele următoare când vă aplicați și un review pe site. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rugăm frumos să dați un like pentru că ne ajutați. Și subscribe pe canalul nostru oficial de YouTube pentru a fi la curent cu ultimele noutăți din domeniu. Dacă aveți întrebări, comentarii sau sugestii referitoare la acest produs sau la orice gadget în general, vă rugăm frumos să o faceți aici pe YouTube, dacă nu ne găsiți la noi pe site pe gadget-top.ro sau pe una din rețelele dumneavoastră preferate de socializare ca Google+, Facebook sau Twitter. Cam atât pentru astăzi, prieteni, numai bine!